One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Bună dimineața, vlog! Bine ați venit sau bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi este... Au! Of! Da, mami, ai simțit și tu? Exact aici unde ursul mi-a dat una! Astăzi este... Nu știu ce zi e astăzi. Marți. Cred că e marți. Da. Suntem în 20 decembrie, ieri nu am filmat aproape deloc, ce ciudat cade lumina. Bate soarele din bucătărie și se reflectă. Dar, da, ieri n-am filmat, foarte puțin am filmat. Cadrele care sunt inserate la începutul vlogului sunt filmate de ieri. Am prins un serial, m-a prins de fapt un serial tare fain pe Netflix, Fulgerul Negru, cred că da, am văzut că are 4 sezoane, deja am păpat un sezon. E foarte, foarte fain și chiar m-a prins. Și pe lângă asta am avut și dureri și am zis să stau puțin potolită, poate, poate vine prințesa, dar da. Sunt tot aici, tot cu burtica. Astăzi vreau să fac, am fost încă de dimineață la magazin. Am luat varză murată. Vreau să pregătesc sarmalele. De-aseară mi-am scos cărniță la dezghețat. O să le pun în oală. O să pun și pastă de tomate tot. Numai la sfârșit, când le punem la foc, să punem apă peste. Și da... Nu știu ce o să mai fac astăzi. M-am gândit să schimb lenjeria jos, dar... vita mea. S-a lăsat și burtica foarte mult în jos. M-am gândit să schimb și lenjeria, dar nu știu dacă o să am chef. Văd eu, vedem noi că o să facem împreună, dacă e. Am zis să dau drumul la un nou vlog și sper să reușesc să-l postez până să nasc. Cred că deja este... al treilea vlog în care spun asta, dar cum Dumnezeu le aranjează și El știe când o să vină prințesa, eu n-am de unde să știu. Așa că vedem. Mâine e 21, normal eu în 22 fac 40 de săptămâni, așa că moașa m-a programat cu o zi înainte de termenul meu, deci mâine am iarăși programare la moașă. Cel mai probabil o să vă iau cu mine și o să vă țin la curent. Sper să fie totul în regulă. O să-mi fac același lucru pe care mi l-a făcut și când am fost la 39 de săptămâni. O să-mi fac aceeași inducere. Eu, după ce am venit atunci de la moașa, am avut dureri. De atunci mi-au început contracțiile. De atunci, în fiecare zi, am dureri. Ea mi-a zis atunci că sunt un centimetru dilatată, cel mai probabil m-a mai dilatat între timp pentru că am avut niște dureri groaznice, dar vedem, abia aștept mâine să merg, am programarea la 1:30, dar până mâine mai este. Ursulețul a fost și afară de dimineață, l-a scos soțul meu înainte să plece la muncă. Eu pus mami de mâncare și ne apucăm și noi să facem treabă pe aici prin casă, încet așa. Iar apoi, cel mai probabil, o să mă duc să mă mai uit puțin la serial. Dar, până atunci, haideți să facem sărmăluțele împreună. O să vă arăt și ce am cumpărat de la magazin, că n-am luat cine știe ce, dar dacă tot le-am luat, o să vi le arăt. Cărnița e dezghețată și, da, mă pun să fac sărmăluțele. Neața! Bună dimineața! Ce face, mami, băiatul meu? Spune, mamăsitu, bună dimineața! Bine ați venit sau bine ați revenit la noi pe canal! Da, mama, vorbește cu ei! Spune-le, mami! Vă mulțumim că ne urmăriți! Da! Haideți să faceți armale cu noi! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, te iubesc, te iubesc, te iubesc,
Iubesc. Vai, 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 ce periculos. Vai de mine. Vai că te pap tot. Tot te pap. Mai poți? Mai poți, mami? Te iubesc. Te iubesc, 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 te iubesc. Haideți să scoatem și din plase. Am luat așa, până ne ajunge nouă pachetul din România, am zis să pun în sarmale costițe așa afumate. Acestea au fost 7 lire, sunt 825 de grame. Nu știu dacă o să le pun pe toate, dar vedem. Să văd câte sarmăluțe o să-mi iasă. Apoi, când am fost la cumpărăturile pentru Crăciun, am făcut cumpărăturile pentru Crăciun, singurul lucru pe care nu l-am găsit au fost morcovii, că vreau și salată beof să fac, nu știu când o să reușesc, dar dacă nu mă ajut al meu. Am luat morcovi. Așa, am mai luat un lăptic și varză murată. A, fetica tot. Am luat așa, îmi cer scuze că vă foșnesc. Am luat două. Cred că una ar fi fost suficientă, dar eu vreau să și toc. Să pun și pe fundul ei și printre sarmale și deasupra să fie și varză tocată. Cred că am dat 20 de lire pe toate astea. Așa că da, o să mă pun în primul rând să curăț ceapă, să o pun la călit. Și între timp o să condimentez și carnea. Am așa o caserolă de cărniță de vită cu 25% grăsime și o să amestec cu porc. Aceasta are 15% grăsime. Deci, da, mă pun să curăț ceapa întâi. Doar am curățat ceapa și deja am plâns, așa că n-am mai plâns de mult, dar am avut de grijă ceapa să mă facă să plâng și nici n-am tocat-o încă. Trebuie să o toc. Voi cum sunteți? Sper din suflet că sunteți bine, vă doresc din suflet să aveți sărbători minunate. Nu știu dacă acesta o să fie ultimul vlog sau nu până de sărbători. Oricum, vă doresc din suflet liniște, să vă bucurați de familie. Pur și simplu să vă bucurați de lucrurile mărunte, că sunt cele mai frumoase. Și sunt curioasă să mai lăsați în comentarii dacă doriți ce păpica pregătiți voi pentru Crăciun, ce mâncare aveți în meniu. Noi am zis că asta o să facem sarmale, o salată beof, șnițele, nu știu, cam atât. Vreau să fac și cozonaci, că am și rahat cumpărat, dar să văd când o să apuc să-i fac. Pentru că îmi place mirosul acela de cozonac în casă de Crăciun și de sarmale puse pe foc, pur și simplu pentru mine înseamnă copilărie și schimbă toată atmosfera din casă. Dar da, am pus și o cărniță aici, am spălat orezul, o să tai ceapa să o călesc și vreau să o să condimentez cu sare, piper, boia, o să pun cimbru. Sare, piper, boia, cimbru, o să pun și puțin delicat de legume, nici nu mai știu exact, o să mă mai uit peste o rețetă să văd să nu omit ceva, pentru că
Sunt uitucă și nu vreau să mă trezesc că nu o să rămânele mele gust. Așa că da, mă pun să pregătesc rămânățele. Sărmăluțele, nu știu câte au ieșit, nu le-am numărat. O să pun un capac și o să le duc în alea frigorifică. Și pentru că mi-a mai rămas o varză murată, am pus sos de roșii și cărniță și am zis să o fac așa, pur și simplu. Să o popăm așa, că nouă ne place. But you never loved someone. But you never loved somebody like I just did. But you always hurt the ones you say you're so deep in love with. You don't know nothing.
want something, 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 something from you that feels right. But I know nothing, 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 nothing will do, not this night. You tell me that you care for me, but I don't think it's true. You say I'm all you got, but baby, all you got is you. You promise me you're everything, but never see it through. I don't think you truly love me. If you did, you wouldn't hurt me. Hate it when you call me up. Call me up to tell me you're not coming tonight. Hate it when you cut me off. When I'm trying to tell you that it doesn't feel right. If I know one thing, one thing, one thing, one thing, I know your loving ain't fair. You don't know loving, 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 loving. You don't know how to be there. You tell me that you care for me, but I don't think it's true. Say I'm all you got, but baby, all you got is you. You promise me you're everything, but never see it through. I don't think you truly love me. If you did, you wouldn't hurt me. This way, this way. Am revenit și eu să mai vorbesc puțin cu voi. Pe fundal se aude mașina de spălat, că am băgat toată lenjeria pe care am dat-o jos de pe pat la spălat. Am dus și sărmăluțele în lada frigorifică, le-am pus un capac. Chiar îmi pare rău că am uitat să le număr, să văd câte au ieșit. Dar au ieșit suficiente, pentru noi e suficient. Și da, nu știu dacă o să mai fac astăzi ceva. Cel mai probabil mă duc să mă uit la serial. Pentru că v-am mai zis și de dimineață, m-a prins foarte, foarte tare. Și mă duc să mă întind puțin, să mă odihnesc. Mi-am făcut mișcarea pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Eu o să închei acest vlog aici. Cel mai probabil nu știu cum o să decurgă ziua de mâine, ținând cont că o să fac 40 de săptămâni. Dar o să văd dacă o să dau drumul la un nou vlog sau o să ne vedem după ce nasc. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați acestui canal, să vă apară tot timpul vlogurile pe care le postez. Nu uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut, iar noi ne revedem în vlogul următor. Vă pupăcim tare, tare! Aveți grijă de voi!